Unirea cu România. Acesta este mesajul Partidului Național Liberal în campania electorală. Liderii PNL sunt siguri că vom scăpa de sărăcie doar prin reîntregirea neamului românesc. PNL propune unirea cu România, PNL redă demnitatea, care este un mesaj al unirii celor două sate românești, ca un act firesc de dreptate istorică și unica salvare de sărăcie și disperare. PNL s-a lansat în campania electorală cu suportul politic și moral al PNL România. PNL România nu susține și nu are încredere decât în Partidul Național Liberal din Republica Moldova, ca fiind singurul partid capabil să reprezinte valorile liberalismului în această țară. Liderul PNL, Vitalia Pavlicenco, susține că promovează femeile în rândul partidului. Astfel, în primii 10 pe listă, jumătate sunt femei. Întrebată care sunt șansele PNL ca să acceadă în Parlament, președintele formațiunii politice a spus că speră să treacă de pragul electoral. S-ar putea ca să avem 4-5%, dar deputați, de exemplu, să ai 6-7%. În alegerile din 2009, PNL a participat alături de Mișcarea Acțiunea Europeană și a obținut 1% din numărul de voturi.